Rânca va avea un centru multifuncțional, cel mai probabil anul acesta, după ce prefectul județului Gorj, Claudiu Teodorescu, a făcut demersuri încă de anul trecut pentru crearea acestui proiect. Centrul va fi construit la cabana deținută de drumurile naționale, care va fi modernizată și amenajată. În cadrul serviciului drumurilor naționale de la nivelul județului Gorj, deja există alocată suma de, dacă nu mă înșel, undeva la 13 miliarde. Anul acesta, pe procedură, se va scoate la licitație modernizarea și amenajarea cabanei pe care drumurile naționale o dețin la Rânca. Pentru acest proiect au fost alocate 13 miliarde de lei, urmând ca anul acesta să fie scoasă la licitație modernizarea și amenajarea cabanei deținute de drumurile naționale. Până la sfârșitul anului să avem acolo un centru multifuncțional în care să fie pompierii, să fie serviciu de ambulanță, să fie serviciu de jandarmerie și poliția județeană alături de cei de la drumurile naționale. M-a interesat acest lucru, anul trecut am promis că o să fac rost de finanțarea pentru acest proiect și deja avem finanțarea, anul acesta vor continua procedurile legale de scoatere la licitația respectivei lucrări. Prefectul a purtat discuții cu reprezentanții ISU Gorj pentru ca mașina de pompieri să fie repartizată în zona montană Rânca.